Prietenii noștri care ne țin lunea lipiți de micile ecrane pentru că joacă într-un serial fenomen și anume Vlad au venit în platou de ziua noastră. Așadar, să-i poftim pe o parte din ei. Vin alături de noi Andrei Orodici, Ion Haiduc, Aura Călărașu și Angel Damian. Pam, pam! Excelență, să trăiți! Te pup. Să trăiți, vă mulțumim mă mult de tot! Mă bucur să te văd de mulțumim. Casă nouă, de replică mă, nouă! Mă, mă, nouă. Mă! O lăsăm, n-avem voie, nu desfacem nimic, lăsăm totul pentru cămăruță. Da. Pentru cămăruță. Să luăm un loc. Luăm! Canapeaua noastră. Da. Iar cămăruța noastră, oameni buni, este chiar această ladă de zestre. Numai o secundă. Punem și... Pune și... Și pizza. Da. E ok. Și pipițele? Este o pizza macedonească. O de pizza la macedonească? Mama lui George Piștereanu. Mama lui George Piștereanu? Da, da, George da, da. Piștereanu n-a putut să vină. O pizza macedonească? Vreți pizza? Da! Vreți pizza? Da! Ce noroc că sunt la dietă. Luați și împărțiți pizza. Țineți, țineți pizza și... Bă, să nu ziceți că nu ați mâncat la emisiunea asta. Este un cadou aniversar care ar trebui să răsplătească momentul în care George Piștereanu a căpătat o toxi-infecție alimentară. I-a făcut lui George Piștereanu la un moment dat un sandwich nebun și anume ceva cu tot felul de sosuri de astea, cu soia, cu... ce i-a mai pus mă lui Piștereanu în sandwich-ul ăla? Tofu. De migdale, esență de migdale. Nu era ou ăla stricat? Ou stricat, migdale. Da, am pus de toate. Toate stricăciunile din lume pentru el. Nu, nu, să știi că astea le puteți mânca sigur. Sunt sănătoase bine. Și e bine. Sunt mămica lui cum. Exact. Ion Haiduc, oameni buni, îl vedeți în Vlad, vă rog frumos. Vă mulțumesc. Prezent. Prezent. După episodul de aseară, am primit o groază de telefoane. Ce faci, mă, ai murit? Mă, să nu mori, mă, să nu mori. Și acum, profit de ocazie, scenaristul aici l-a rugat să nu mă omoare de tot. Perfect. Nu numai că nu, dar a venit chiar să fie coprezentator, că ne-am gândit că merge la Măruță și Haiduc emisiunea și măcar pentru o zi să luăm pe domnul Haiduc să coprezinte alături de tine această emisiune. Mulțumesc, cadou aniversar. Nu? Perfect, mulțumesc. Perfect. Da, da, vă mulțumesc mult de tot. Domnul Orodici, dumneavoastră ce mai faceți? Mai pupați, mai ce pupați să în fac? Film, mai pupați, pupați. Ești obsedat, pe cuvântul meu, domnule. Obsedat, obsedat și o și ciucă, crede-mă, când vedem ce faci tu acolo, ciucare și el un panou. Adevărul este... Suntem invidioși, nu obsedați, dar da, mă rog. S-a mai întâmplat de câteva ori, lucru care nu e neapărat o fericire nici pentru partenerele săracele, nici pentru mine. Dar acum iertați-mi indiscreția, dar Ciucă, Ciucă a fost acolo, nu? Ciucă vezi că ar putea să prinde și el un pic în Vlad. Dar el a fost deja acolo, ceea ce... Nu? A fost Ciucă acolo, nu? A fost. Săracul de el, 3 săptămâni a mai dormit după ce a pupat fiecare actriță din Vlad. Doamna Călărașu, ce faceți, doamnă? Mă bucur să vă văd. Zoro. Mă bucur să vă văd și aduc salutările, urările de bine, la mulți ani din partea întregii echipe care lipsește da. Aici. Pentru că ea vede, adică chiar pentru, se bucură că vă vede. Da. Suntem aici. Dar văd că nu sunt aici pentru că sunt la filmări. Și vedeți da. Că avem un decor nou, casă nouă. Este minunat, ca totdeauna. Eu vă mulțumesc mult de tot că ați trecut pe la noi așa cu o pizza și sper din toată inima. Și îmi doresc să aveți 12 ani de Vlad. Discutăm. Să arătați peste 12 ani? Dar vreau să spun că am fost foarte mirat pentru că aveam senzația că tu ai împlinit mult mai mulți decât 12. Eram convins că ești aici ceva de o eternitate. Am trecut timpul mult prea repede, dar 12 ani nu e chiar atât de mult. Și mie la măruță asta mi se pare ceva. Deci mulți ani înainte, dacă nu e atât de mult. Da, nu? Vorbesc foarte serios. Aveam convingerea că te știu așa, cumva, de pe vremea lui Florin Călinescu, știi? Era așa, cum, la măruță. De pe vremuri, nu? E bine, prietenul nostru, Orodici, oameni buni, vreau să vedeți un mesaj de la copii, pentru că redacția noastră a crescut. Adică noi ne-am înmulțit, iar la rândul nostru am devenit părinți, cei din redacție, și de data asta, la 12 ani de emisiune, o parte din copiii redacției ne urează la mulți ani. Eu vă mulțumesc mult că ați trecut pe la noi, să aveți parte și să știți că oricând aveți ușa studioului deschisă aici, să veniți
să povestiți despre Vlad și despre proiectele din care faceți parte. E un scandal acum, trebuie să discutăm despre asta în emisiunea viitoare. Care scandal? În emisiunea viitoare. Ah, perfect, a fost un s-a invitat. Exact. Am și eu ceva senzațional, dar peste două emisiuni. Aha. E ok, deci gata, Greta, ai notat? Avem pe Orodi săptămâna viitoare și pe domnul Haiduc peste două săptămâni. Așa, așa. Perfect, cu ceva senzațional. Senzațional, vă da. Mulțumesc mult de tot, să aveți baftă cu Vlad și să fie totul de la superlativ în sus.